născut în România. Lăbăda? Da, care consumă sau învasă o lume. Am auzit că face și sound art, Gigi Mocanu. Gigi Mocanu e un artist complet și total. În 2002, când se deschidea Heart Gallery, nu mai exista în București decât o singură galerie privată, Galeria Posibilă, a lui Matei Câlția. Pe atunci, prin galerie se înțelegea cel mult un spațiu expozițional administrat de Uniunea Artiștilor Plastici, în care, ca artist, ajungeai destul de greu și în care, ca vizitator, rareori puteai vedea și altceva în afara eternelor naturi moarte și a peisajelor idilice. Dan Popescu egal Heart Gallery. Cine era Dan Popescu înainte de 2002, când a fost înființată Heart Gallery? La ASEA aveam cartea de muncă și, mă rog, profesam și în alte locuri. La CESI, de exemplu. Am profesor și eu deja de la Revoluție, de când am simțit cumva că mi s-a trezit conștiința la viață, am 15 ani, am început să mă antrenez în zona asta, filozofiei. Și am dat la filozofie, am ieșit de la filozofie, am vrut să fiu profesor de filozofie, am fost profesor de filozofie, la un moment dat am simțit că nu se mai justifică din punct de vedere al actului cultural, că nu mai primeam mingea înapoi. Și am descoperit artiștii care făceau un scurt circuit simpatic. În sensul că ajungeau la o soluție optimă prin scurt circuit logic. Ei găseau anumite soluții pe care eu după aceea le... În puntea măgarului, știi? Din concluzii îmi dădeam seama că premizele erau cele bune, știi? Sau că se pornea de la premizele bune. Și că argumentul era valid. Era fascinant și în continuare fascinant să văd lucrul ăsta. Dar oricum erai cât de cât în lumea artei. Era, arta era o problemă de familie. Da, mă rog, ai mei erau colecționari, dar iar eu, specializarea mea pe filozofie era estetică și filozofia culturii. Da, se poate spune asta că a fost o tranziție oarecum naturală. Dar galeria cum ai deschis-o? În 2002 nu erau galerii, foarte multe galerii private în București? Eram numai eu și cu Matei Câlțea, Galeria Posibilă. Da. Aventuros, riscant? Nici nu mi-am dat seama atunci. N-a fost un risc, să zic. Pentru că nu era o miză de business la vremea respectivă. Era pur și simplu... Am valorificat o oportunitate, mai precis... Mama mea dorea să deschidă o galerie de tip butic de artă în care se vindeau mobilă și tablouri de artă clasică și modernistă. Și foarte curând, după ce a deschis-o, am început să o parazitez eu prin artă contemporană, cunoscându-l pe Gorzo, pe Mihnea Mircan, atunci era curator adjunct la MNAC. MNAC încă nu apăruse. Ei aveau sediu la Calinderu, Media Lab. Și, da, am parazitat lucrurile. Practic a fost un gest cultural, era doar o miză culturală, nimic mai mult. Încet, încet am descoperit alți artiști prin Gorzo și Mihnea și lucrurile s-au rostogolit de acolo. La un moment dat, nu mai știu să spun exact când. Am înlocuit galeria deschisă de ai mei, foarte curând. De fapt, cred că a doua expoziție după Suzana Dan. Am ocupat ambele spații ale galeriei de Neminescu. Și... Tot foarte curând, cumva până după 3-4 luni, artiștii au început să arate spre mine ca fiind galeristul. Și au zis rei. Nu prea știa nimeni ce înseamnă lucrul ăsta. Și a trebuit inventat. Inventat o definiție?
Păi nu exista definiția. Ea era, se vede lucrul ăsta și în limbă, da? E un termen împrumutat, galerist. Nu exista funcția asta, să zicem, impresar de artiști plastici, galerist. Și, mă rog, am inventat lucrurile. Am început să mă uit și pe afară. Eram înainte de să fi intrat în comunitatea europeană. Lumea nu mai știe, totuși, cât de dificil era, spre exemplu, să ieși cu artă afară. Și am început să ieșim afară, la târguri de artă, crezând, la vremea respectivă, că ăsta este modul optim de a reprezenta artiștii. Și că ceea ce doresc artiștii este mai multă vizibilitate, atât internă cât și internațională, să fie și probabil cote și eventual să intre într-un sistem de tip piață. Nu exista piață, ea trebuia construită, evident, aici, cel puțin. Și accesată piața de afară. Am făcut jocul ăsta, am deschis cumva cutia Pandorei. Galeria mea a fost prima galerie care a participat la un târg internațional de artă. A Bologna, în 2005, cred. Și după aceea am continuat. Acum nu mai cred că ăsta e modul optim de a promova artiștii. Cred că sistemul de târguri și internațional este unul poate mai malefic decât o, să zic, absența lui. Cred că face mai mult rău, pe scurt. Pentru că transformă totul într-o tarabă îngrozitoare și internațională. Iar arta nu prea mai funcționează. Am observat de-a lungul timpului, pe măsură ce intrau mai mulți bani în joc, autenticitatea artei multor artiști scădea. Și valoarea artei implicit creștea în cotă. Nu e nicio problemă, pentru că legătura între valoare și cotă nu e una directă. Este cât se poate de tangențială, trebuie spusă cu majuscule. Mă rog, cred că ideea filozofică din spate e chiar asta, că sărăcia e un dezavantaj, dar nu e un demon. Demonismul vine după. Lucrurile astea pe care tocmai le-ai spus, spuse de un galerist, mulți l-ar putea considera ipocrizie. Da, știu. Orice frază, orice fapt. Există vreun fapt dincolo de orice comentariu? Ce putem face să fie dincolo de orice comentariu? Nu știu, le spun, pentru că așa le simt. Într-un fel îmi și adecvez acțiunile în funcție de chestiile astea. Încerc să-mi adecvez spusele la fapte. Mă implică pe mine, în special, și pe artiștii cu care lucrez. Sau cel puțin o parte din artiștii cu care lucrez. M-am și pus în situația de a nu mai participa la târguri, făcând o nefăcută la ultimul târg. La Basel, anul ăsta, da. M-am dus din nou după 3 ani. 3 ani nu m-am dus. Din considerente financiare. Nu am avut bani. O bună bucată a trebuit să mă pun pe linia de plutire. Și deși ultima oară când am participat mi-am promis că nu mă mai duc, m-am dus. Am cedat șoaptelor de tipul trebuie să fii acolo. E important pentru tine și galeria ta. Este un loc în care trebuie să fii. De ce trebuie să fii? Pentru că te văd oamenii care contează. Cine sunt oamenii care contează? Galeriștii. Eu întrebând galeriștii aceia, în mintea mea, galeriștii aceia care le vorbești și discuția despre artă este o frază de introducere? Da, ei sunt foarte importanți. De ce?
îți asigură vizibilitate și te ajută să accesezi piața de artă internațională. Ce frumos! Intri în legătură cu curatorii. Întrebarea mea e, curatorii aceia care își lansează câte o idee din topul stereotipurilor, corectitudinii politice și pe aia preiau niște obiecte ale unor artiști ca să justifice acea stupidă idee? Da. De ce? Pentru că sunt influenți. Pentru că îți pot ajuta artiștii. Să ce? Evident, până la urmă să bagi un ban în buzunar. Dar despre asta e vorba. Numai că eu cred că, de fapt, arta se justifică în măsura în care îți rezolvă o criză sau e o terapeutică, îți rezolvă ceva, nu? Acum, aici. Dacă n-aș fi întâlnit doi sau trei artiști care să fie bine poziționați față de ceea ce înseamnă arta adevărată, probabil că n-aș fi intonat această retorică, nu? Antisistem. Dar i-am întâlnit și atunci o spun exact cum am scris-o și pe standul galeriei când l-am părăsit. Arta nu este în criză. Arta este criză. Ea funcționează aici, ne ajută pe noi aici. Chestia că arta e forever, pentru totdeauna, este o mare prostie. Arta nu e pentru totdeauna. În primul rând, nu există artă în paradis. Poate muzică. Arta nu. Arta ne ajută acum, aici, să ne rezolvăm lucruri legate de finitudine. Și are legătură cu criza. Și în orice caz este pofida banului, arta adevărată, pare rău. Și am scris lucrurile astea pe standul galeriei după ce l-am părăsit și l-am lăsat gol cu o zi și jumătate înainte. Art is not in crisis, art is crisis. I shall never have any more art supermarket. Într-un mod ciudat, m-am cărat de acolo, dar vreau să mă duc să văd niște artă adevărată la Colmar și aici de kilometri departe. Și am plecat, vreau să plec pur și simplu. M-a sunat directoarea târgului care m-a întrebat unde ești. Am plecat, am făcut un performance, e artă conceptuală, funcționează și fără mine. Și am amenințat că trebuie totuși să fiu acolo prezent, la stand, pentru că așa scrie în contract. Am verificat contractul, într-adevăr, așa era. M-am întors. Înainte să fi făcut chestia asta, eu pusesem lucrări foarte intense de artiști, pe care eu îi consider ca fiind ăia care dau gaură în cer, știi? Și stăteam ca la o tarabă, ca la un târg de vite, știi? Și la un târg de vite, cred că oamenii care vin la târgul de vite sunt mai interesați de vite, știi, decât la un târg de artă. Acolo era tot o defilare de tip fashion și când am ajuns acolo, îmi venea să-mi blestem zilele. Zic, de ce Dumnezeu iarăși mi-am dat chiuretaj la resurse abou și m-am dus acolo în loc să banii eventual mă hrăneam eu. Luam eu de lucrări de la artiști cu care mă hrăneam eu. Și artiștii implicit, nu? Ce stupid, ce tâmpenie. Și am făcut-o. M-am încărat, mă rog, după ce m-am întors ca să păzesc standul, într-un mod stupid, dar relevant pentru fenomenul artistic internațional, I stole the show. Da? Adică toată lumea se fotografia acum cu chestia aia. Înjurătura pe perete, practic. Încă un exemplu că arta nu funcționează acolo. Nu are ce căuta decât tipul acela de glumiță autoreferențială în zona artei, pe care toți curatorii o numesc postmodernă. Suntem postmoderni, facem glume. Ok. Bun. Ce a fost frumos însă după ce am plecat, e că m-am dus după aia 60 de kilometri distanță, e Colmar, unde e un artist contemporan de secol XVI. Se numește Matthias Grünewald. Omul ăla a făcut altarul de Nisenheim, că altarul de Nisenheim e acolo, pentru o mână de oameni, 20 de călugări,
care tratau ergotismul. Cred că 300 de ani a funcționat pentru o mână de oameni până a devenit atracție turistică. Și cred că a funcționat complet. Te duci acolo și ești aproape la liziera felului cum ea funcționa complet. Noi acum o utilizăm mai mult estetic. Deși vreau să spun că îți vine să cazi în genunchi. Vibrează aerul. Este o sinfonie completă cu tot ce aveau la îndemână la momentul respectiv. Arta pusă pe bune. A folosită ca instrument sufletesc de gimnastică completă și totală. Eu cred că se mai poate. Eu cred că se mai poate. Lumea pur și simplu nu se mai pune în situația de a mai căuta oamenii care o fac cum trebuie. Și în orice caz, sistemul ăsta de marketing e un dezastru. Deci da, probabil că s-ar putea să fie ipocrit. Nu știu ce să zic. Născut în România, la Radio România Cultural. În 10 ani s-au schimbat multe și chiar un galerist cinic, așa cum este Dan Popescu, trece peste dimensiunea mercantilă a artei și pune valoarea estetică în față. Nici nu e greu, pentru că Dan Popescu, înainte de a se ocupa cu arta și înainte de a deschide Art Gallery, a studiat filozofia, s-a specializat în estetică și a fost profesor la Academia de Studii Economice și la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii. Dan Popescu, în 10 ani de Art Gallery, când ai riscat cel mai mult? Și cu cine? Au fost mai multe riscuri, cred. Dar nici nu cred că, de fapt, am riscat vreodată. Am făcut până la urmă tot ce... Adică, cum aș putea defini riscul? Să fac ceva contra cœur, ăsta ar fi riscul? Da? Și asta, și împotriva banilor. A, bine, asta e o regulă, dar nu o consider un risc. E un fel de modus vivendi. Să joci la zero. La whist. Nu, asta nu e un risc. Asta e ceea ce... Aproape că am o plăcere perversă să fac lucrul ăsta. Familia mea consideră că sunt bolnav la cap și că o idee de antifamilie sau ceva de genul ăsta. Da, mă rog. Până la urmă, cred că e un echilibru. Lucrurile se echilibrează pe o zonă artistică mai mult. Mi-e dat să fiu un bun scouter. Găsesc lucruri bune. Nu le manageriez poate foarte bine în zona asta marketingului, pentru că am un recul cumva ideologic. Nu pot să apăs pe accelerația aia. Vine să apăs pe frână. Asta e tot. Este galeristul un prieten al artistului? Păi, da, cum altfel. Adică, văd cum altfel, dar galeristul e un traducător și trebuie să intri, să ai o natură de asta psihopompă, nu? Să intri și în papucii lui și pe aia să faci traducerea celor față de ceilalți. Adică, e important lucrul ăsta. Altfel, nu văd cum s-ar justifica un galerist, un promotor. Să zicem. Nu văd cum s-ar justifica altfel decât ca traducător. Deci, da, prieten. Trebuie să fii acolo, să înțelegi cum și să folosești toate mijloacele în a înțelege ce face el, care e lumea aia, ca să o faci accesibilă și altora. E important. Dar revenind la chestia cu riscul. Din punct de vedere, să zicem, conceptual, nu cred că am riscat, de fapt. Adică niciodată n-am luat decizii împotriva ceea ce am simțit. Și dacă nu iei decizii împotriva ceea ce simți, nu prea riști. Adică asta nu e un criteriu, să Ce artist ți-ai fi dorit să ai în portofoliu până acum și nu ai reușit? Din diverse motive. Nu știu ce să zic. Am cam lucrat cu mulți, mai toți cei care sunt, na, activează în zonă, fie că sunt, acum sunt și la alte galerii. Nu cred. Horia Berne. Da, iată. Interesant, dacă cineva știe, a urmărit Art Gallery de la deschidere până în prezent și știe cam ce artiști a promovat și ce tip de expoziție, e interesant să audă Horia Berne, dar el era mort. că Dan Popescu l-a promovat pe Horia Berne.
L-aș fi vrut să avem niște discuții. Cum l-ai fi prezentat? Între Roman Tolici, între Dumitru Gonzo? Nu prezentat, știi, decât per se, nu comparativ, știi? Adică fiecare e o lume aparte. Și, na, eu îmi permit vagabondajul ăsta între mai multe lumi, știi? Asta vine cumva și cu imposibilitatea de a crea. Nu? Dacă ești un degustător și un, știi, rătăcitor, trăiești prin procură. Dar mi-ar fi plăcut mult de tot să stau de vorbă, că sunt niște lucrări acolo inexplicabile, sunt niște viziuni, știi, pe care eu le-am recuperat și le-am găsit cu greu. Și aș fi vrut să stau de vorbă în prezența acelor viziuni, știi. Berna, Neagu, poate, mai puțin decât Berna, Paul Neagu, și Bițan. Și Bițan era, de câte am înțeles, un cinic. Da, nu că cinismul ți-a lipsit. Da, să zic. Dar a fost interesant. Născut în România, la Radio România Cultural. Vreau ceva mai mult. Vreau și un cutremur. Senzorial și sufletesc. Dan Popescu, se întâmplă deseori să și scrii despre artă și am observat, citind o parte din textele tale, că te referi la artă ca fiind ceva foarte senzorial. De multe ori spui cum arta te lovește în plex, îți dă tot felul de emoții. Cât de importantă este această dimensiune a artei, mai ales în arta contemporană, când avem de-a face cu arta conceptuală pe care o ironizai ușor mai devreme? Eu ironizam, dar asta nu înseamnă că nu sunt exemple minunate și în zona... Și că nu-ți dă și arta conceptuală emoții. Eu cred că arta conceptuală, în măsura în care este artă, nu are și o latură concretă, deși e conceptuală. Ea, până la urmă, trebuie expusă. Nu? Și atunci, simpla expunere implică o organizare estetică. Adică, cred că arta e concretă și va veni spre filozofie. Dacă vreau o idee pură, deschid o carte. Pot fi păcălit de mici glumițe conceptuale în sensul ăsta și aștept de la artă ceva mai mult decât un simplu comentariu în zona istoriei ei. Vreau ceva mai mult. Vreau și un cutremur senzorial și sufletesc. Și pentru asta am și venit în zonă și n-am de gând să abandonez acest deziderat. Deci nu e perimat să considerăm arta emoție sau și emoție? Este asta, astea sunt discuții de istorici, de istoria și teoria artei. Știi? Și împărțelile între artă contemporană și... Hieronymus Bosch mi se pare foarte contemporan. Sau Grunewald, sau Van Eyck. Nu? Există doar artă bună și artă proastă. Și tot timpul e mai mult artă proastă. Adică despre asta e vorba. Practic, nu observați că arta hrănește. Ea e hrană. Este realmente hrană. Și e o lume care te ajudecă complet. Te ajudecă complet de la... Adică nu poți să mai faci altceva. E o cale. Nu mai am de gând să o mai tratez la modul superficial. Am și o vârstă. Ne apropiem de final, aș vrea să-mi prezinți puțin noua casă a Hart Gallery. Eu nu știam că v-ați mutat pe C.A. Rossetti. Da, m-am mutat la mine acasă, practic. Am dat faliment în celălalt spațiu acum 2 ani, în sensul că n-am mai putut să-mi plătesc chiria. Eram și printre puținii galeriști care plăteam chirie. Și n-am mai putut plăti chiria, nici nu prea se justifica să fiu la stradă, pentru că oamenii vin la mine cu un scop și știu unde vin. Nu e ca și cum ai agățat pe cineva pe stradă. Nu trăiești din rentă de poziții. Și m-am mutat la mine. E o mișcare pe care ar fi trebuit să o fac mai demult. Ăsta e apartamentul părinților mei. Ceva mai generos.
în centru în care eu am copilărit. Eu vin acasă tot timpul la mine aici, mă scol dimineața, vin la galerie, nu vreau să fiu nicăieri altundeva, nimeni nu mi-ar putea plăti cu nimic și cu nicio sumă să mă duc altundeva, să vreau să fiu altundeva. Vin aici, am artă în jurul meu, artiști cu care lucrez. E cea mai bună situație din lumile posibile. Sau din lumile mele posibile. Dar artistic vorbind, unde ți-ar plăcea să trăiești? Aici? Aici, în București. Mi se pare că este cel mai bine plasat loc din Europa. Și am și eu argumente. Pentru că această puținătate a, să zicem, galeriilor și a sistemului de promovare, știi, că lucrează în favoarea artei. Și Bucureștiul, spre exemplu, este atât de eteroclit și surprinzător, isteric, ce drept, dar surprinzător, plin de viață, cu încă un anumit tip de existență care e mai dură și mai și creează oameni adevărați. Și încă se mai pun probleme legate de artă. Când nu ai alte oportunități, păstrezi măcar singurul cu care ți-a rămas și care e idealul. Nu? Ați ascultat un interviu cu Dan Popescu, realizat de Elena Vlădăreanu pentru Radio România Cultural. Născut